cele mai influente imperii. Istoria civilizației umane a cunoscut ascensiunea și căderea a nenumărate imperii. Multe dintre aceste imperii au influențat istoria la scară regională sau chiar la scară globală. Totuși, există unele imperii despre care se poate spune că au fost mai mari decât altele. Măreția unui imperiu, însă, nu este un aspect care poate fi cuantificat cu ușurință, întrucât sunt diversi factori care trebuie luați în considerare. Factorii comuni luați în considerare includ dimensiunea imperiului și perioada de timp în care a existat imperiul. Aceste argumente nu sunt suficiente pentru a considera un imperiu ca fiind măreț. Alți factori, despre care probabil se vorbește mai puțin, includ contribuția unui imperiu la arte și științe, precum și puterea sa economică. În ciuda acestor complicații, în acest clip voi încerca să fac o listă cu 5 dintre cele mai mari imperii care au existat în istorie. Primul imperiu care a fost inclus în această prezentare este Imperiul Ahemenid, care a fost cel mai mare imperiu din lumea antică. Cu sediul în Iranul modern, conducătorii ahemenizi controlau un imperiu de aproape 8 milioane de kilometri pătrați, care avea o populație de aproximativ 49,4 milioane de oameni. În afară de dimensiunea sa, Imperiul Ahemenid poate fi considerat a fi primul imperiu global, deoarece a fost primul imperiu care a avut teritorii pe 3 continente diferite, adică Asia, Europa și Africa. În plus, multe civilizații avansate la acea vreme, inclusiv babilonienii, egiptenii și lidienii, au fost absorbite în acest imperiu, ceea ce atestă puterea militară a acestui stat. Sub ahemenizi, Orientul Mijlociu a cunoscut o perioadă de pace și armonie, timp de 200 de ani, fapt care în sine poate fi considerat o mare realizare. Un alt imperiu despre care vă voi vorbi este Califatul Umeyad, cunoscut și sub denumirea de Califatul Rashidun, care a fost al doilea dintre cele 4 califate înființate după moartea profetului Mahomet. La apogeul său, în secolul al VII-lea după Hristos, Umeyazii aveau un imperiu care acoperea o suprafață de 11,1 milioane de kilometri pătrați și guverna peste aproape o treime din populația lumii la acea vreme. Poate că una dintre cele mai semnificative contribuții ale acestui imperiu este că a facilitat răspândirea islamului și că l-a ridicat la statutul de religie mondială. În plus, Califatul Umeyad a fost adesea asimilat cu epoca de aur a islamului, deoarece multe contribuții în arte și științe au fost aduse de intelectualii acestui imperiu. Următorul imperiu din această prezentare este Imperiul Roman. În timp ce britanicii și mongolii au avut două dintre cele mai mari imperii din istorie, niciunul dintre ele nu a fost cel mai longeviv. Acest titlu este deținut de Imperiul Roman. Desigur, dacă considerăm și Imperiul Bizantin ca parte a Imperiului Roman. Acest imperiu a fost fondat în anul 27 înaintea noastră, odată cu urcarea pe tron a lui Augustus, și s-a încheiat în anul 1453 era noastră, odată cu căderea Constantinopolului în mâinile otomanilor. Trebuie subliniat faptul că jumătatea de vest a Imperiului Roman și-a încheiat existența în secolul al V-lea după Hristos, iar Imperiul Bizantin a fost dizolvat temporar în timpul secolului al XIII-lea era noastră, ca urmare a Cruciadei a IV-a. Totuși, Imperiul Roman a durat aproape un mileniu și jumătate. Inutil să vă spun că romanii au avut un impact imens asupra peisajului Europei, Asiei și Africii, precum și asupra culturilor celor care le-au moștenit teritoriile. Un alt imperiu pe care l-am inclus în această prezentare este Imperiul Mongol. În timp ce britanicii au avut cel mai mare imperiu cunoscut de om, Imperiul Mongol a fost cel mai mare imperiu contigu din istorie. Din stepa mongolă, Genghis Khan, fondatorul Imperiului Mongol, a pornit să cucerească lumea. Expansiunea Imperiului Mongol a continuat sub descendenții săi, iar în perioada de glorie, Imperiul s-a întins din China în est până în Ungaria în vest. Spre deosebire de Imperiul Britanic, mongolii nu au beneficiat de progresele tehnologice care să le permită să-și poată guverna teritoriile îndepărtate. Ca urmare a acestui fapt, Imperiul Mongol s-a fragmentat în cele din urmă în entități mai mici. Mongolii erau renumiți pentru ferocitatea și cruzimea lor. Cu toate acestea, una dintre realizările pozitive ale mongolilor a fost redeschiderea rutei mătăsii, care lega China de Europa. Ultimul imperiu din această prezentare este Imperiul Britanic.
într-o listă cu cele mai mari imperii, un loc onorabil este rezervat Imperiului Britanic. Unul dintre motivele principale pentru aceasta este faptul că Imperiul Britanic a fost cel mai mare imperiu din istoria omenirii. La apogeul puterii sale, acest imperiu controla un teritoriu de 35,5 milioane de kilometri pătrați, suprafață care reprezintă aproape un sfert din suprafața Pământului, și avea peste 500 de milioane de oameni sub conducerea sa, ceea ce reprezenta aproximativ un sfert din populația lumii la acea vreme. Unul dintre efectele pe care Imperiul Britanic le-a avut asupra lumii moderne este utilizarea pe scară largă a limbii engleze în prezent. Cu toate acestea, trebuie avut în vedere și faptul că dominația acestei limbi se datorează parțial și ascensiunii Statelor Unite ca superputere mondială în urma celui de-al doilea război mondial. Povestea de astăzi se termină aici. Toate cele bune!